Cristian Vornicu cu dama 10 împotriva lui Hans Popa, are două cărți live. Două cărți live, nu-i dominat, era mai nasol să aibă Popa 10 sau ce știu eu, sau As 10. Să vedem. Dacă sunt 63% șanse pentru Cavescan să pună mâna pe acest pot și să semneze, cu toate că nu câștigă foarte multe fise, dar să semneze eliminarea celui mai celui mai titrat jucător de la masă, care este Cristian Vornicu. Însă Vornicu, iată-l că agață dama aia, cum spuneam, nu e mult în urmă, nu e o catastrofă, nu e chiar o catastrofă să, nu, să fii în spate, dar nu dominat. Și artistul nostru, invitatul special al mesei, centrul mesei, n-aș și pleca, da? Buricul mesei. Vescan, buricul mesei, Vescan. Este, este eliminat. Lasă că o să mă mai antrenez.